actuala, vechea politică agricolă comună, din punctul nostru de vedere, a fost un pic greșit gândită strategia, pentru că s-a subvenționat partea de reproducție, dar nu s-a subvenționat și partea de îngrășoare. Din acest motiv, din păcate, au fost foarte mult tineret din rase specializate pentru producția de carne, care au stat acea perioadă de retenție de 8 luni pe ferma proprietarului, iar ulterior au fost animale încărcate în vapoare și au plecat în alte țări. Propunerea noastră, Asociația Bărdinangus România, privind planul național strategic, este să existe două tipuri de subvenție, una pentru genetică, pentru reproducție mai exact, și una pentru producție, pentru partea de îngrășare. Trebuie să ne focusăm și pe partea de îngrășare, pentru că plus valoarea trebuie să rămână în România, să nu mai exportăm animale vii, să importăm resturi și salamuri, să exportăm cereale, să importăm aluat congelat, să se facă acea îngrășare în România și abatorizarea în România. Sunt 2 ani dificili, suntem optimiști privind noua politică agricolă comună 2023-2027. Ca fermierii să știe, anumite procente care au fost stabilite de Bruxelles, se povestește de o plafonare facultativă. Fiecare țară membra a Uniunii Europene are dreptul de a decide dacă va implementa, dacă va aplica o plafonare. Se povestește de un 20-25% ecoscheme, partea de eco, unde ne dorim și sperăm că putem integra foarte bine sistemul de creștere extensiv al taurinelor de carne. Povestim de o convergență de 85%, mai exact, pe înțelesul tuturor, toate subvențiile țărilor din Uniunea Europeană până în 2027 să ajungă la o egalitate, la o apropiere de un 85%. Acum suntem în linie dreaptă privind propunerile către Ministerul Agriculturii. Suntem prezenți în diferitele comisii, grupuri de lucru, mai exact. Și e foarte important ca decidenții să înțeleagă că privind rasa Bărdinangus și taurine de carne în România, s-a clădit deja un efectiv și acum trebuie să începem să lucrăm și pe partea de producție și pe partea de calitate.